Pe 15 august, Comuna Adâncata a sărbătorit cu ocazia zilei locale și a festivalului Satule de sub pădure, ediția 12-a, organizată de festivitatea de adormire a Maicii Domnului. Primarul Viorel Cucu a avut un rol central în eveniment. Acesta a onorat cuplurile de aur care au aniversat 50 de ani de căsătorie și elevii merituoși din comună. Ceremonia a început cu premierea celor 5 elevi cu rezultate excelente care au primit recompense în bani, obiecte și diplome. Primarul Cucu și-a exprimat mândria față de realizările acestora, încurajând ca exemplul lor să inspire și alți copii din comunitate. O să încep prin mulțumirea copiilor noștri talentați. De această dată, anul trecut, cred că am avut 7, anul ăsta avem 5. Încep cu Ichim Lavinia. Poftim în față. Uitați, un copil firav și a obținut media generală 10. Te felicit din toată inima. Îți doresc să ai parte de viață liniștită, de o vacanță plăcută, atât că mai este până și începi noul an școlar. Să-ți dea Dumnezeu numai noroc în viață. Sănătate și felicitări! De asemenea, a Mărculesei Daniela Teodora, media generală 10. Iată, încă un copil care ne face cinste comunii noastre. Te felicit din tot sufletul, Teodora. Să-ți dea Dumnezeu să fii așa, voioasă, bucuroasă, să-ți călăuzească Dumnezeu pașii și tot bine Dumnezeu îți dorim. Vacanță plăcută în continuare. Încă un copil de nota 10, Nemes Alesia. Felicitări încă o dată și îți doresc mult, mult succes în viață. Mulțumesc din suflet, Alesia. De asemenea, Anton Adelin Marian. Și de această dată, ca și anul trecut, o primim din nou pe Rose Maria Giulia. Poftim, premiul 3 la faza județeană a Olimpiadei Universul Cunoașterii prin Lectură. Te felicit pentru că de fiecare dată când mă întâlnesc cu tine, râzi, ești zâmbăreață, mă saluți și îți port și îți voi purta și eu respectul toată viața. Felicitări din toată inima! Da, astăzi o zi deosebită din viața satului nostru, din viața comunei noastre, 15 august, ca în fiecare an, împreună cu rudele care se întorc din diaspora, frații noștri, copiii noștri, părinții noștri, nepoții noștri, ne întâlnim pe toloaca satului, spunem noi, pe stadionul comunal, să sărbătorim această zi din viața noastră. În continuare au fost premiate 11 cupluri care au marcat 50 de ani de căsătorie, deși doar 9 au fost prezente pe scenă din motive de sănătate. Care pe parcursul a 50 de ani de conviețuire împreună cu soțul, cu soția, copiii, nepoții, astăzi sunt în mijlocul nostru și trebuie să-i respectăm pentru modul exemplar de viață pe care l-au dus și care astăzi ne fac cinste comuniei noastre. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul celor care în număr de în jur de 75% ați avut încredere în mine și m-ați votat. Vă mulțumesc din suflet. Eu zic că nu v-am dezamăgit și nu o să vă dezamăgesc. Cei care nu m-au votat o să prindă încredere, pentru că pe parcursul următorilor 4 ani ne așteaptă o zi, zile deosebit de grele. Asta înseamnă canalizare, apă în comuna Adâncata și toate satele, gaz în toate ulițile și pe toate ulițile, înseamnă școala, copiii când vor începe anul școlar, o să vadă că s-a schimbat aproape întregime mobilierul, o să avem laborator nou de informatică, o să avem laborator de chimie, o să avem table digitalizate, o să avem sala de sport, sperăm pe luna septembrie să obținem și autorizația ISU, o sală de sport la clasele cu 5-8 ultramoderne, dotată cu tot ce trebuie. Această manifestare a subliniat importanța familiei și a educației, evidențiind valorile comunității din Adâncata.